Bună dimineața, frumoșilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog cu mine, Cristian, hashtag TCL. Mă numesc Cristian Tican și astăzi vreau să vă vorbesc despre habar n-am. Am deschis camera, nu știu despre ce vreau să vorbesc. Cert e că am început să muncesc, mi-am făcut pe peretele ăsta, dacă vedeți, acolo sus mi-a trebuit să dau încă o tură de gled. După aia trebuie să mă duc pe exterior, adică aici unde a terminat Carlos cu fratele meu și mergem să ne facem gled. L-am terminat motorul și acum mergem să ne facem alt gled, dar o să vreau să mă duc să văd ce face Pedro, să văd dacă îi dor de mine. Nu ne vedem mult, prea mult, deoarece îl muncesc pe holul ăsta și îl muncesc de pe holul celălalt. Și nu ne prea vedem, de asta nu știu cum o să fie și cu glumele pe care vi le-am promis. Chiar habar nu am. Mergem să vedem ce face Pedro și venim și ne facem material. Vedeți? Așa mă enervează. Fai ce mi-a dat una exact la ceafă unde urăsc să fiu lovit, pentru că aici am o placă de titan în 4 șuruburi. Și nu am răbdare. Am o vine să ceară el, dar... Bă! Bă, hai să-i tu, don't... Yeah. Sorry. You know that I have here one fucking black one that I have an operation. You can make in my legs, in my... Another part, not here, because I receive after pain and you don't feel my pain. Sorry. Man, bă. What? Now is now is fucked up, I know. Try to next tomorrow, don't make this. Vă facet propost, deși la un bandam capucin. Că tu corești. Nu mai e la cheia de la containerul nostru și da, acum tot trebuie să meargă unde lucră Petru, să meargă după el. Hai deschidem. De aia se plimbă acum. Scrieți-mi vă rog în comentarii ce farse se mai fac la Petrinio meu, pentru că merită. V-am zis, un pic m-a lovit. Nu pot să zic că sunt femeie sau eu știu, Doamne iartă-mă, dar la placa pe care o am și unde o am, dacă fac cu gâtul așa, sau într-o parte și în alta, sau eu știu, brusc vreau să spun, primesc o durere de câteva zile de nu pot să mă ridic din pat și consum 3 tuburi de diclofenac sau cum se numește, nu mai știu cum se numește. Dacă te lasă coloana vertebrală, corpul îi degeaba până la urmă. Așa că trebuie să avem grijă de coloana vertebrală, iar eu cum s-a operat, pui mei. Șaisa! Mă mor într-o zi! Asta am rupt pe tot, mă. Toate mi le-am rupt. You see what you... What a name, bă? I swear you... Nothing, bă! This was... You broke this shit, bă! Who broke this shit, bă? Madre mea, madre mea... Pentru ce m-a lovit dimineață la ceafă? Iarăte-o lui. Acum suntem într-un pic de mică pauză, tocmai am terminat de mâncat aici pe găleată. Asta mi-e găleata în care fac gled. Am întors-o cu dicta în sus. Avem salam. Wait, mă. Salam, o brânzică cu ceva verdeață și pâinea. What you try to make? Fuck it. Don't speak shit, bă, because I make video, hey. Bă, you...
Madre mía. I gave you one when I am home. What? One like this. Zwei I give you. But I don't want to listen to you. Yeah, 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 yeah. My. Acum se chinuie să-și desfacă. You must be careful because maybe you lose Humanic. Maybe you lose something from there. Don't lose nothing, my money. Catastrophe. Don't you feel gordo in the car? You are. Pasă gordo? Tu ești gordo, si. N-ai cu cine. Iar și le pus aici, dar iară îi merge să-ți mai duci pe dușmanii lor. This is for what you will make on the... I say to you, one monate, I kill you. Hai că ne vedem imediat. Go outside. Almost is pause. Now it's good. Listen. No, it's not this finger, but it's another finger. This finger, but this finger from Oban. This one? Where you go? House. Mi tot să want to go. Merem acasă, nu știu așa zice. Imediat avem pauză de masă, trebuie să mergem. I cannot see you, orculo. You don't see me? See this. Where you go, bă? Really? Where you go? Where you go? Well, you want to help me? You go? Go to speak with Liviu also, bă. Avem în spate. Eu nu pot să... Avem prea mulți de ăștia care umblă. Nu știu pentru de ce. Veniți aici înapoi, fraților, să mă echipez, că doar trebuie să mergem să mâncăm un McDonald's. Nu știu care dintre ei o să-mi plătească, dar vă asigur că unul dintre ei o să-mi plătească. Adică sper, mă asigur și eu, nu știu. N-am bani la mine, am numai vreo 20 de euro. Ce pui mei să fac dacă am numai vreo 20 de euro? Săptămâna trecută am plătit eu, i-am plătit la Pedro. Și acum i-am zis, e rândul tău să-mi plătești, frate. El are numai 5 euro în buzunar. Păi și eu ce să fac? N-ai bancă? Păi dacă aia trebuie să rămână pe cont. Tu te pui mei, lasă-mă în pace, mă. Ai știut foarte bine că acum vine rândul tău să plătești. Sau poate îl combinăm pe Liviu. Pentru că dacă totuși are bun voință și are suflet bun, s-ar putea să plătească el. Hai să vedem dacă convingem pe cineva. Ei, 7-8 euro îmi pui mei, că nu-i mult un Mac, un sandwich de ăla cu cartofi și cu fiecare ce bea, gen cola, Sprite sau... ceai, dar toate sunt cu jumate gheață, deci sunt apă. Trebuie să-l convii. Celălalt nu vreau să îl așteaptă mai departe, dar asta l-am convins ca să... E rândul lui, trebuie să-i mâncăm un don. Hai bă! El trebuie să plătească, fraților. Îmi pare rău pentru el. Eu ce bine mă simt după ce am mâncat. El a plătit. V-am zis eu că îl conving să plătească. A fost rândul lui, n-am încotro. Și m-am făcut iară cu 13.000 de pare. Fraților, am acasă 20 de miliarde de pare de astea de la McDonald's. Îți mai rău decât un copil de ăla de 2 ani de zile. Ce de 2 ani? De un an? Totdeauna ceream câte 3, 4 pare. Am deja toate culorile și cred că le-am și de 2 ori sau de 3 ori pe câteva dintre ele. Așa că ne vedem sus, la etajul nostru, să văd ce mai fac cu Pedro pe acolo și apoi după aia astăzi începe să se termine ziua. What? Mira. Open the door, now, bitch.
Eu. Bă, dar e greu să ridicați ăla. And then two. How can I make video? How can you make it? Don't say I make video here, bă. Then you can touch. Zex. Bun, fraților. Acestea fiind spuse, suntem în lift acum, unde merge cu de Pedro. Și... Nu uitați să vă abonați la canalul meu, Cristian Hashtag Crăcele, să dați un like, un share, un subscribe, v-am pupat! Să aveți o zi plăcută!